ai vrea să te ții în mâini și să fii mereu corect și chipzuit, uite că nu întotdeauna ne prea iese. La nervi multe putem zice, la fel ca și atunci când avem emoții. Chiar dacă sunt prinși cu scena, au și ei viața lor personală și atunci când nu le iese așa de bine, mai zic și ei câte una. Care sunt cuvintele cenzurate ce uneori le mai scapă vedetele noastre, aflați de la ele. Îți scoți balcâzii! Ajutor! Huliganul vrea să-mi scoate ochii! La nervi, ciude sau la o insatisfacție de moment atunci când ești iritat și tu le mai rostești câteodată, suntem siguri. Vorbim despre acele cuvinte care nu ar trebui să le spunem de obicei și care nu ar trebui să ajungă la urechiușile celor mici. Dar în pofida acestui fapt le mai scăpăm uneori. Nu le zicem numai noi, muritorii de rând, dar și vedetele noastre le mai scapă câteodată. Oare ce le face să înjure? Da, înjuri? Ca și orice om normal, se mai întâmplă câteodată să mai ieși din nerv, din pepen, într-adevăr. Dar încerc așa, să țin în mine, să-mi țin nervii acasă. Decât să înjur, mai bine mă feresc. Da, sigur, noi jucăm fotbal, avem echipa de fotbal a artiștilor. Acolo cine nu înjură, nu este primit în echipă la noi. Se mai întâmplă. Se mai întâmplă atunci când practic nu mă aude nimeni. Spre exemplu, câteodată când sunt la volan, recunosc, când mă grăbesc și văd că cineva intenționat nu-mi dă calea sau ambuteiaje, aia se întâmplă așa. Dar apoi, cer scuze. Eu recunosc că înjur când sunt la volan. Crede-mă, înjur! Asta așa mă eliberează, știi? Dar nu pot să-ți spun acum ce înjurători spun, că nici nu te întreb. Sunt înjurături personalizate. Da, eu înjur. Doar atâta că dacă înjur tare, mă aud doar eu. Cred că dacă ar auzi cineva și-ar pune mâinile în cap. Dar asta e, eu cred că nu există om care să nu zică ceva când se grăbește sau nu reușește. Aveam o mare dilemă atunci când mergeam primii ani la volan. Mă enervam cu toată lumea și tot înjuram. Acum mi-a trecut boala asta. Înjur doar foarte, foarte rar și nu știu ce acolo așa. Foarte, foarte, nici nu mai știu când am înjurat. Dar dacă înjur așa, e rar, dar tare. Eu uneori mai înjur, recunosc, mai ales la volan fiind, cred că am făcut-o chiar și azi. Cred că toată lumea înjură la volan. Dar recunosc și eu de ceva timp, de când sunt și eu la volan, mai înjur și eu. Dar eu cred că asta e în pielea tuturor șoferilor, șoferițelor, să înjure la volan. Se mai descarcă într-un fel, știi? Înjur câteodată, da. Da, bărbați adevărați. Prea des, dar am și eu înjurături. Da, ca și toată lumea. Poate nu toată lumea, dacă pe cineva am supărat. Bă, chiar crezi că am să spun asta în fața lumii întregi? Nu-ți spun. N-am înțeles întrebarea. Înjurați vreodată? Ai, vai de mine. Nu cred că e cazul să... Probabil că oricare om se mai supără câteodată și poate să mai scape un cuvânt așa, mai... Nu prea... Cenzurat. Dar nu-mi plac oamenii care de fapt operează cu astfel de expresii. Chiar nu-mi plac. Ca toată lumea. Nu suntem noi cei mei sens. Pe lângă înjurături mai au și ticuri în conversații de care ar dori să scape cu tot din adinsul, dar cât nu s-ar strădui, nu le prea reușește. Toate cuvintele parazitare este cu mătru. Zic salut cu mătre, salut. Este o vorbă care se lipește foarte repede, s-a lipit de mine și nu pot să o scot din vocabular. Și cred că nu o să o scot niciodată. Cred că sunt o grămadă, acum nu mi-aduc aminte niciunul, dar ele sunt așa, periodice. Apare unul, îmi dau seama de el, încerc să scap, nu-mi iese, după care apare altul. E destul de complicat, dar depinde foarte mult și de anturajul și locul în care ești mai mult. În București, de exemplu, sunt foarte multe cuvinte legate de... cum să zic, slang-ul rășinesc din București. Aici sunt cuvinte care sunt legate de Chișinău. În dependență de perioada și de locul în care sunt, cam alea sunt cuvinte.
Păi, parcă nu, n-am descoperit așa ceva, dar cine știe, nu-i om să nu greșească. Cuvântul deci mă enervează, dar îl repet foarte mult. Mai sunt cuvinte din astea care nu pot acum să le spun, dar sunt cuvinte parazite care depinde ce interviu. Spre exemplu, uite, am o problemă foarte mare. Deci de fiecare dată, vezi, am spus iarăși deci. De multe ori uit textele la piese. Și vreau să spun că, mai ales ultima perioadă, mă strădui să cânt live oriunde, peste tot. Și se mai întâmplă. Chiar am făcut o gafă și ieri. Și de fiecare dată, uite, mă acin 2-3 zile, nici nu trebuie să iau dietă, pentru că mă simt foarte așa. Țin minte, într-o perioadă era să știi că, în altă perioadă era eventual, deci cuvântul eventual, dar am scăpat de ele. Ar trebui să te întreb pe tine ce am repetat mai des. În altă perioadă vreau să fiu cât mai deschis, pentru că așa e corect să fii în interviuri și foloseam prea des cuvântul sincer, încât îmi părea că deja nu e sincer. Și acum încerc să fiu atent la cum mă exprim și la cuvintele care îmi invadează mintea și vocabularul. Eu folosesc foarte des cuvântul pentru că urăsc acest cuvânt. Eu când vorbesc nu-mi dau seama, doar când văd în interviu. Nu-mi iese în mod special și nici măcar nu le bag în seamă. Sunt mai... să zic, eu mai nesimțit, nu-mi pasă. Da, am un cuvânt pe care îl spun de fiecare dată. Vreau să vă zic în primul rând și în primul rând și în primul rând și fetița mea îmi zice mie, mami, tu vorbești același cuvânt de 1000 de ori sau... și eu îi spun da și hai atunci stau și urmăresc ce am spus. Dar cred că asta e. Mai am eu un cuvânt, cred eu, dar nu mi-l zic. Da, eu cred că fiecare om are niște clișee în vocabular, în discursuri. Eu am și eu multe, și Costi le are. Eu cred că toată lumea le are. Dar le cunoaște? Nu le cunosc. Eu acum nu pot să zic ce cuvânt parazitar folosesc. Nu știu, chiar nu știu de cuvinte parazitare, dar chiar dacă și se ivește vreun gest parazitar sau vreun cuvânt, atunci când îl sesizez, încerc să scap de el. Da, multe și de multe aș vrea să scap. Eu lucrez la acest capitol intensiv, pentru că îmi dau seama că nu sunt un exemplu bun pentru copiii mei. Cam astea ar fi acele lucruri ce le dă motive de a mai scăpa câte una pipărată. Principalul e că pe toate le scapă departe de admiratori și de auzul picilor. Scopul, scuze mijloacele, cam asta ar fi și în cazul lor. Numai iarna stă pe loc, cu mâna pe poloboc, măi.